Dacă iubiți florile și obișnuiți să vă înfrumusețați balconul, curtea ori geamurile cu plante colorate, acum aveți șansa să contribuiți la înfrumusețarea Clujului. Pentru că s-a lansat pentru al doilea an consecutiv concursul Clujul cu flori. Trebuie doar să intrați de astăzi și până în 31 iulie pe site-ul www.orasulfrumos.ro și să vă înscrieți în competiție. Când mini-grădina sau chiar grădina dumneavoastră explodează de frumusețe, faceți o poză și o trimiteți organizatorilor concursului. Așa aveți șansa să vă numărați printre câștigători. Se pot înscrie toți cei care vor să facă Clujul mai frumos, mai minunat, mai înflorit. Deci așteptăm proiecte pe 4 categorii. Cea mai frumoasă fereastră, cea mai frumoasă fațadă, cel mai frumos balcon și cea mai frumoasă curte. Asta din urmă fiind o categorie nouă. Anul trecut nu s-au putut înscrie proiecte pentru curți interioare. Premiile sunt simbolice, deci nu, oamenii să nu se aștepte la premii consistente. Noi am vrea ca acest concurs cu timpul să devină o mișcare, ca noi toți cei care locuim în Cluj să contribuim la înfrumusețarea orașului. Florile pot fi de orice soi, de orice culoare, pot fi din producție proprie sau cumpărate. Trebuie să știți însă că o fermă din Cluj este partener al concursului și oferă reduceri de 20% pentru toți cei care cumpără flori de acolo. Primii care se înscriu în competiția colorată sunt clujenii care au participat și anul trecut. Această tânără este unul dintre câștigătorii ediției trecute, iar în acest an a început deja să își înfrumuseze balconul. O să particip și anul acesta, deja o parte din florile am achiziționat și urmează în perioada următoare să mă reînscriu în concurs cu restul plantelor pe care am să le cumpăr. Aveți o temă în acest an? Nu știu, mergeți pe anumite culori, pe anumite soiuri de plante? Voi păstra același soi de plante, petunia curgătoare, doar culorile le-am schimbat. Ce culori veți avea în acest an? Un fucsia, un ciclam. Proiectele câștigătoare vor fi desemnate la începutul lunii septembrie, iar juriul va ține cont de modul în care sunt amplasate florile, de cromatică, dar și de diversitatea plantelor.